Pentru ce cumpărăm criptomonede? Pentru ce cumperi tu criptomonede? Ca să fac bani. Se pot face bani în multe feluri din criptomonede. Eu o să-ți spun de trei dintre ele în care am experiență. Poți să faci bani rapid, făcând speculație, adică cumpărând ieftin și vânzând scump. Poți să faci bani lent, făcând investiții, adică cumperi acum, ții câțiva ani și vei fi în profit. Poți să faci bani pasiv cu ajutorul finanțelor descentralizate. Hai să le luăm la rând pe fiecare. Faci bani rapid făcând speculație. Toată lumea vrea să facă bani rapid. Problema este că lumea nu se prea pricepe. Ca să faci bani rapid, adică să speculezi, trebuie să știi analiză tehnică, trebuie să cunoști o mulțime de lucruri despre tranzacționarea în exchangeri. Chestia asta se învață în timp. E ca un job de 4 ore minim pe zi. Deci trebuie să fii un fel de profesionist. De aceea, majoritatea oamenilor care vor să facă rapid bani speculând pe criptomonede pierd banii. Dacă nu mă crezi, poți să întrebi prietenii tăi și să vezi câți dintre ei după un an de zile mai sunt pe profit. Probabil sub 3%. Dar dacă cumperi, criptomonede și ții în portofoliu, mai ales mai mult de 4 ani de zile, cum se întâmplă cu Bitcoin, ai șanse mari ca la sfârșitul perioadei de 4 ani să fii în profit. Și nu așa de 2 ori, ci de 3 ori, poate chiar și de 4 ori. Asta s-a întâmplat în ultimele cicluri de piață. Cum poți să faci bani lent având răbdare? Problema este că lumea nu prea are răbdare. De aceea sunt foarte puțini în care investesc. Venitul pasiv are altă problemă. Trebuie să-ți faci temele de casă, să înveți. Păi, iară să-mi duc la școală? Eu vreau să fac bani, nu vreau să învăț. Dar altfel, n-ai nicio șansă să faci bani în finanțe descentralizate, în DeFi. De ce? Pentru că sunt atâtea oferte și ele sunt atât de diferite, încât dacă nu-ți faci temele de casă, nu le analizezi, vezi care dintre ele sunt ok și care nu, o să ajungi să investești la prima care ți iese în cale, care are un randament de 30-40% pe an și după câteva luni o să iei țeapă. Asta e situația. Deci, în concluzie, se pot face bani în cripto prin trei metode. Rapid, dar trebuie să fii profesionist. Lent, dar trebuie să ai răbdare. Și pasiv, dar trebuie să înveți. Depinde numai de tine.